Zăcămintele de aur din Munții Metaliferii au fost exploatate de mii de ani. O arată obiectele arheologice descoperite în zonă, iar din perioada romană datează cele mai vechi galerii miniere. Conform adevărul.ro, într-o fostă mină din România a fost găsită în anii 40 cea mai mare pepită de aur extrasă vreodată din Europa. Exploatarea din Munții Metaliferi era faimoasă pentru bogăția în aur nativ. La Roșia Montană și în Ținutul Bradului încă se pot vedea fostele mine antice clădite de romani. În județul Hunedoara, cea mai faimoasă dintre galeriile antice se află la Ruda Barza și a fost numită Treptele Romane, pentru că la capătul celor aproape 200 de metri a ei s-au păstrat treptele dăltuite în stâncă în epoca romană. La sfârșitul secolului al XIX-lea, galeria romană a fost redeschisă, fiind găsită intactă, la fel cum se păstrează și în prezent. Anticii căutau aurul nativ, vizibil în adâncurile pământului. Minereul era scos la suprafață în coșuri de nuiele, zdrobit apoi și topit pentru obținerea aurului rafinat. O mulțime de vestigii istorice, guri de mină, unelte miniere antice, pive, opaițe, statuete, morminte, inscripții din vremea romanilor, împânzesc Ținutul Bradului, arătând cât de importantă era zona pentru imperiu. La fel ca în vremea romanilor, aurul nativ existent în cantități uriașe în adâncurile pământului a fost principalul motiv pentru care perimetrul minier Barza din vecinătatea municipiului Brad a fost intens exploatat în ultimele două secole. Peste 75 de tone de aur brut, 55 de tone de aur fin au produs minele din zonă în perioada dintre cele două războaie mondiale, în care au fost administrate de societatea Mica din Brad. În primul deceniu după al doilea război mondial, producția de aur a minelor din zona Brad a început să crească, ca urmare a deschiderii unor zăcăminte noi. În anii 50, peste 2,5 tone de aur erau extrase anual din perimetrul aurifer Barza. De la începutul anilor 60, odată cu epuizarea treptată a zonelor bogate în aur ale zăcămintelor, producția de aur a scăzut continuu, în ciuda investițiilor în creșterea performanței și capacității tehnologiilor de prelucrare a minereului. Galeriile miniere din zona Barza se întindeau pe o lungime totală de peste 500 de kilometri, iar jumătate dintre ele erau active în primele decenii de comunism, relatează adevărul.ro.